Marin Niculescu, fost jucător și antrenor de fotbal și tată la trei băieți, a sărbătorit recent împlinirea a 71 de ani cu lansarea a două cărți care reflectă pasiunea sa neîncetată pentru sportul rege. Cele două lucrări, Istoria fotbalului slătinean și Amintiri și regrete, sunt o dovadă a dedicării lui față de fotbal și a dorinței sale de a împărtăși experiențele cu viitoarele generații. Prima lucrare, Amintiri și regrete, este o colecție de două volume care se concentrează pe viața personală și profesională a autorului. Acesta include nu doar detalii despre cariera sa în fotbal, dar și reflecții intime despre familia sa, inclusiv despre relația specială cu cei trei fii. În existența colaboratoarei mele, care este coautor, Lavinia Ionescu, tot așa m-a rugat și cu Istoria fotbalului slătinean, pentru că eu nu voiam să le țin pentru mine. Amintiri și regrete sunt niște cărți care sunt de familie, din familia mea, amintiri care se leagă numai și numai de activitatea mea și în toată viața pe care am trăit-o până la vârsta asta de 71 de ani și aici povestesc tot de când m-am născut și până când, în momentul de față, când absolut tot activitate ca de familie, modul cum am căsătorit, modul cum am jucat fotbal, modul cel mai important care sunt aici și în volumul 1 și în volumul 2, este perioada în care am descris cum m-am lăsat de fotbal, din postura de fotbalist și după aceea cum am pierdut echipa națională UEFA 70 din cauza, scrie aici, ce așa, e o pasiune pe care este ereditar de la tatăl meu, care a fost unul din cei mai buni atacanți din țară, din Slatina, în perioada când juca după războiul al doilea mondial, așa. Am moștenit și eu și fratele meu și încă un frate de-al meu, care și el a jucat fotbal, și după aceea, normal, s-a dus totul spre copii, toți au fost fotbaliști, nu mai vorbim de Claudiu, care a făcut istorie și face încă istorie în fotbalul românesc. Marin Niculescu împărtășește în această carte regretele sale legate de momentele neîmplinite din cariera sa, dar și bucuriile și realizările care l-au definit ca individ. Am regrete mari că n-am putut să mă afirm din cauza unor oameni pe cărora nu le dau numele, așa de aici din Slatina, să mă afirm ca antrenor. Ca jucător am făcut și eu niște greșeli, și eu și fratele meu. Și viața ne-a pedepsit, da, e mai bine. Dar ca antrenor am pus foarte mult suflet. Dovadă că și acum, la ora actuală, eu sunt aproape de toată activitatea de ce înseamnă nu numai fotbal, activitatea în Slatina. A doua carte, Istoria fotbalului slătinean, explorează în detaliu contribuțiile sale și ale altor personalități din domeniu la dezvoltarea fotbalului în Slatina. Marin Niculescu, o figură marcantă în fotbalul local, își împărtășește în această lucrare atât amintirile personale cât și perspectivele asupra evoluției sportului. Ce vedeți aici, pe prima pagină, sunt oameni care i-am considerat eu și îi consider încă, chiar dacă nu mai sunt pe pământul ăsta, toți absolut de aici, care au făcut ceva pentru istoria, pentru firma orașului nostru și pentru fotbalul slătinean. Aici, dacă o să observați, cine va intra în posesia acestei cărți, este vorba de Dumitru Dobrescu, care este de la Ștrand, are statuie. Fost fotbalist în orașul ăsta, care nu știu mulți așa ceva, așa. Este vorba de Nea Costel Duță, care a promovat echipa în divizia B cu mine în echipă și cu fratele meu în 1972, ediția 72-73. Tatăl meu, care v-am spus așa, Gigi Stanciu, care a fost unul din cei mai talentați jucători, și mulți alții. Deci aici sunt toți de trecut. Prin aceste cărți, Marin Niculescu lasă o moștenire durabilă în literatura fotbalistică, dar și în inimile fanilor, oferind o viziune personală asupra unei cariere dedicate sportului și unei vieți trăite cu pasiune.